Avem cancel culture și în România. Primăria Iași a inaugurat cu mare fast anul acesta o statuie a poetului Octavian Goga. 4 luni mai târziu, tot primăria a completat bustul cu o plăcuță care îl acuză pe Goga că a fost fascist și antisemit. Cum adică revizuit-o? Când o faci, o faci bine de la început. Te documentezi dinainte, afli toate informațiile și apoi te apuci de treabă. Nu dai așa pe repede înainte ca apoi să mai vii, să mai adaugi ceva că am uitat. Este bine să facem ceva pentru oamenii din țara aceasta care au contat, dar ne punem întrebarea dacă se merită sau nu. Da, cancel culture de România, bine că nu au dat statuia jos așa cum fac prin America. Mi se pare un fenomen extrem de periculos, dar și care pe mine mă revoltă. Adică nu mi se pare normal să... Ce facem? Ștergem, ne renegăm istoria, personalitățile noastre care ne-au reprezentat țara? Ce este acest fenomen, acest trend? Mie mi se pare incredibil că în continuare nu suntem capabili să facem lucrurile curat. Atât timp cât pe 1 aprilie am inaugurat cu mare fast, a venit și primarul Chirica acolo, a spus că nu ne referim la omul politic, ci la poet, la omul de cultură. S-au împlinit atunci pe 1 aprilie 140 de ani de la nașterea lui Goga. Și acum, după un val de critici, a venit și a spus să stai așa că nu e bine, e fascist, antisemit și a aplicat această plăcuță aurită. Din punctul meu de vedere, de asta am și zâmbit atunci când ai spus bine că nu l-au dat jos, mă gândesc că mai bine îl dădeau jos decât să-i păteze imaginea. I-a pătat imaginea. Nu se poate acum să pui acolo să scrie: din păcate, activitatea sa politică e una regretabilă pentru istoria României, întrucât a fost militant, fascist și antisemit. Da, atât de regretabilă încât omul ăsta a luptat pentru România la Dobrogea, s-a înrolat în 1917. În 1918, la Paris, a inițiat o mișcare în favoarea României, se numea Consiliul Național al Unității Române, cu o formă de continuare a luptei în vederea recunoașterii de către marile puteri a desăvârșirii unității statale românești. Deci acest domn, da, poet, premier al României, vicepreședinte al Academiei Române, a slujit România și a făcut mai multe pentru această țară decât au făcut foarte mulți din cei care ne conduc și ne vor conduce de acum înainte. Adică nu este posibil să oscilăm de fiecare dată după cum bate vântul. Dacă cineva spune așa, ne ducem în sensul ăla, apoi în sensul celălalt. Nu se poate. Hai să avem coloană vertebrală. Hai să faci, dacă tot am pus statuia asta acolo, păi haideți să ne asumăm ce am făcut. Câți politicieni ai văzut tu, Mihai, la coloană vertebrală în ultimii ani? Că eu îi număr pe degetele de la o mână și cred că mai rămân degete.